ce înseamnă ce înseamnă astral, astral, prin astral, da? În războiul magic, când când ești atacat, nu mai ești, am moment de smis, dar cine trece prin așa ceva? Când ești atacat prin astral de ligioane, să zicem, da? De animalul drăguț, da? Să zic așa, să... fiecare avem zodia, da? A anului, a lunii. Ei, zodia lunară e astral cumva, trece, da? De-aia, mare lucru să știi să lucrezi cu energiile. Dacă nu știi să lucrezi cu energiile, te trezești în frici totale, tulburări mentale și așa mai departe. Dacă tare ești întreagă la minte la ce spui și ce faci, recunosc, nu întotdeauna, nu întotdeauna sunt întreagă, nu întotdeauna. Da. Să zicem, în 3D nu s-a știut, da? În sex, lui nu era, nu se simțea bine, nu înțelegea de ce, da? Se scria înainte că lichidul vaginului era acid și nu întotdeauna bărbatul avea se simțea bine în așa ceva, cât de mult nu și-ar iubi iubita. Și invers. Femeile nu puteau, erau, le deranja locul puternic a bărbatului, da? Era vorba cu totul de altceva, despre altceva și dacă n-am știut, n-am fost învățați, chirdic. În primul rând, ca și proiecții, am fost dintotdeauna în 3D, nu s-a știut, acum învățăm, da? Omul era lângă tine, tu și... Dar cum? E soțul meu, am și divorțat, da. Am și pus ștampila, ne-am și căsătorit, ne și pupăm, ne și așa, cum adică nu-i lângă mine? Nu, e pe pământul lui, tu ești pe pământul tău, acum înveți, acum că îmi pun mâinile în cap, acum când înțeleg. Și se proiectează, ajunge la tine, cumva, de-aia zodiile erau într-un timp, știi, era după zodiile care într-un timp, tot timpul au fost, cumva era important ce animăluț te păzește sau cine ești tu pe plan astral. Da? Ce dihanie superbă ești. Prin astral, prin dihanie asta superbă, imaginează-ți un răcușor. Am mai povestit răcușor, rac. Da? Atât e, cât e răcușorul, micuț. Da? Ei, astral e cât un om mai mare. Și astral se proiecta, prin astral se proiecta, omul e pe pământul lui, tu ești pe pământul tău, da? Fiecare e personalizat, tot timpul a fost personalizat. Și energetic vibrați, da? Din senin, energetic vibrați și s-a proiectat, nu că și-a dorit sau s-a întâmplat. E ca și cum mergi pe stradă și... Da, nu-ți poți lua ochii de la cineva și zici, domnule, m-am îndrăgostit sau... Da? Astral s-a proiectat, vibrațional, a vibrat omul, lumina mai luminos, mai nu știu cum, s-a trezit cu cineva în față, da? Cumva durează, am mai zis, se delată, timpul se comprimă, da? Viteza minții. Ori pentru tine cumva a apărut, v-ați cunoscut, v-am nu știu ce. Și
în relația de mai departe, în pat, să zicem, când ajungi, incomoditatea e de la animăluțul care l-a proiectat. Să înțelegi despre ce e vorba, sper că înțelegi, dacă nu mă mai întreb și îți mai lămuresc. Care l-a proiectat da? Zodia lunară, n-am știut că e așa de importantă, uite acum, descoper. De exemplu, iubitul tău e răcușor și zodia mea lunară e taur. Îți dai seama ce... Dihane, eu dihane o trezesc, da, vine un așa, da, cât omul îi dai seama totuși, da, eu cum îs, e nebunie și om, dacă nu e deschis, vreau să mă gândesc, în direcția asta, e nebunie, e dragoste nebună, e nu știu ce, și domnule, nu pușcă, încurcă, deranjează, atracție turbată, ce se întâmplă în... și când fac sex, cei doi spornite la mai ales dacă se simt extraordinare chemistry și e nebunie, se topesc ghițarii pe pământ, da? Intră în vibrație, da? Intră animaluțele astrale. Racul, ce face? E sălbatic, trebuie să-l îmblânzești, e dincolo de ce de bine te simți tu lângă iubitul tău și el lângă tine, știi? E cumva, ce înseamnă să-l îmblânzești? Se comportă sălbatic și când faceți dragoste, e ceva care poate să te piște. Femeia că nu rezistă și zice, domne, nu pot, nu, ceva nu e în regulă acolo, să mă duc la doctor, da? E din el ceva, nu știu, cleșteșorul ăla care împunge, care împinge, astral, îți dai seama, energetic, ce puternic, e mult mai puternic decât pe plan fizic e omul cu arsenalele lui de macho și de, să nu zic de ce, știi? Se comportă ca o sălbăticiune, pișcă de drag, răcușorul ăla care e atâta proiecție astrală în om, știi? Și invers. Cum arată femeia asta. Ok. Dar ce? Avem... bate soarele sau de ce așa? Nu știu de ce. Ok. Așa am simțit. Bun. Da. Justiția divină. Vibrații înalte, da. S-a răsturnat, e invers și... ești în vibrații înalte. Acum, da, frumos. Asta vreau să zic. Cred că am zis, am lămurit-o. Adică ai înțeles că o lume deșteaptă am de-a face, nu? Adică la mintea mea, sper că și la ei, unde e putin? La cum arăt? Adică e și mintea și lumea. Ok, da. Am tăiat ceva. Cum am tăiat ceva. Bun. N-am lămurit-o și pe asta. Da. Și astea erau săriturile prin astral, se făceau magic și lumea nu știa. Astralul e închis, da? Curaj și dacă simți ceva, cineva e deranjat cumva, ai înțeles despre ce e vorba, închizi astralul. E un programel care acum ți-l pornesc și la un moment dat nu o să te mai deranjeze, da? Chiar dacă omul drag e lângă tine proiectat, dihaniile astrale, zodia astrală a dumneai sau a dumnealui nu o să te mai deranjeze. Da. Da. Când a auzit moarte așa ceva, s-a răsturnat, da. Aleșinat. Ban. Cheia. Ai cheia? Distrează-te. Cred că am zis tot. Da, ce am să zic. Adică nu e normal. Nu
prea e normal, în 3D nu știai despre ce e vorba și când afli despre ce e vorba, cumva te închizi, nu. Te închizi, accepti că te închizi, da? La relație, la tot, faci spațiu, da? Și să vezi cum e, da? Ca și uns totul se întâmplă, tot, ca și relație, ca și... Ok, aia era... Am zis că nu prea important, dar a fost, da, era important. De-aia mi s-a arătat, de-aia pe simțite, văzute, făcute. Unii o să simtă, cum am zis eu, și să nu te sperii, alții o să și vezi cumva, da? Să nu te sperii, e ok, e un fel de... Altfel începem să trăim, altfel, da. Ceea ce nu era ok în 3D, acum e... Treci pe picior normal. Ok.